Vicepreședintele Partidului Mișcarea Populară, inginerul Adrian Popan, a făcut astăzi într-o conferință de presă un apel la reprezentanții Sălajului în Camera Deputaților să nu voteze legea de aprobare a ordonanței care prevede intrarea în vigoare de la 1 aprilie a majorării accizei pe combustibil. Este vorba despre ordonanța de urgență a Guvernului numărul 111/2013, proiectul de lege pentru aprobare aflându-se pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a Camerei Deputaților. Partidul Mișcarea Populară, organizația Sălaj, facem un apel la responsabilitatea deputaților județului nostru, cerându-le să anuleze săptămâna viitoare în Parlament majorarea accizei pe combustibil. Vicepreședintele a declarat că Partidul Mișcarea Populară consideră că taxa suplimentară pe combustibil are o singură menire, aceea de a pune la dispoziția baronilor locali bani din care să ofere pomeni electorale în cele două campanii din acest an. Potrivit PMP, românii plătesc mai mult la benzină și motorină decât nemții, austrieci sau francezii, însă câștigă de 5 ori mai puțin. Astfel, după această majorare a prețurilor la combustibil, litrul de motorină în România a ajuns mai scump decât în Germania sau Franța. Motorina astăzi costă 1,405 euro la noi, în Germania e 1,395 euro, iar în Franța 1,299 euro. Iar la benzină aici îi batem pe francezi și pe austrieci, la noi la benzină este 1,389 euro, în Franța 1,315, iar în Austria 1,36 euro. Așa ca și o comparație. În schimb, salariul mediu în România este azi de 394 euro, adică de peste 5 ori mai mic decât în Germania, 2054 euro pe lună, și Austria, 2114 euro pe lună, și de aproape 5 ori mai mic decât în Franța, 1896 euro pe lună. Partidul Mișcarea Populară nu este de acord nici cu măsurile de compensare anunțate de guvern și venite în paralel cu introducerea accizei de 7 eurocenți, pe care le consideră incorrecte și discriminatorii și care ar solicita o birocrație uriașă. Adrian Topan a mai precizat că partidul pe care îl reprezintă este singurul partid care s-a opus constant majorării accizei și a declarat că PDL a făcut o opoziție timidă și neconvingătoare la acest demers al guvernului Ponta. După ce au susținut înfocat introducerea acestei măsuri de stânga la începutul anului, cei de la PNL s-au întors cu 180 de grade și nu pentru că măsura ar fi aberantă, dar prețurile vor crește ca urmare a introducerii accizei, pentru că liberalii nu mai sunt siguri că PSD vor folosi banii așa cum i-au promis. În privința PDL-ului, acest partid a făcut o poziție timidă și neconvingătoare în legătură cu majorarea acestei accize.